Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip! Eu sunt Cozmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vă voi arăta cum puteți să jucați Counter-Strike 2 în formatul 4x3, stretched, la o calitate a imaginii bună. În momentul de față eu joc pe 16 pe 9 dar vă voi arăta cum putem să schimbăm aspectul în 4 x 3 ce rezoluție să alegem și care sunt setările pe care trebuie să le facem atât în joc cât și în softul plăcii video pentru a putea juca 4 x 3 stretch. Iar la finalul acestui videoclip Vă voi da niște sfaturi pentru a obține o calitate a imaginii superioară, echivalentă a imaginii pe care o obțineți pe 16p9 pe în rezoluția nativă. Dar înainte de asta, vreau să vă rog să lăsați un like videoclipului acesta dacă vă ajută, să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Acest videoclip va avea trei părți. În primul rând, vă va arăta cum puteți să selectați rezoluția bună pentru formatul 4x3 din joc. Mai apoi vă voi arăta în partea a doua ce setări trebuie să faceți din softul plăcii video pentru a putea juca stretch în cazul în care nu vă apare stretch și aveți acele bare verticale pe laterală negre. Iar în ultima parte vă voi arăta niște jmecherii de, în care să creați anumite rezoluții ca să aveți Uh, calitate mai mare a imaginii în momentul în care jucați 4x3. Așa că rămâneți alături de mine și hai să începem. În primul rând mergem la settings și la video. De aici avem un lucru care ne interesează în primul rând și anume display modul. Acesta trebuie să fie pe full screen. Nu va merge pe full screen Windows și nu va merge foarte bine pe Windows. Așa că va trebui să fim pe full screen iar mai apoi selectăm refresh rate-ul ni se va deploca Resolution și Aspect Ratio dacă selectăm Display modul pe Full Screen. Prin urmare, Aspect ratio va fi de 4x3, iar rezoluția va fi cea echivalentă rezoluției native a monitorului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă monitorul nostru este Full HD, rezoluția nativă este 1920 cu 1080 p Dacă rezo rezoluția nativă a monitorului este 2K, această rezoluție este de fapt 2560 cu 1440 Și noi trebuie să căutăm o rezoluție care să aibă pe verticală același număr pe care îl are rezoluția nativă. Adică dacă eu am monitorul, de exemplu, Full HD, 1920 cu 1080 trebuie să găsim o rezoluție aici care să aibă 1080 în capăt, adică 1440 cu 1080. Este posibil ca toate aceste rezoluții să nu vă apară în listă și despre asta vom vorbi în secțiunea a doua, dar dacă vă apare, selectați frumos rezoluția și dăm Apply Changes. Acum, sunt două cazuri. În cazul în care va apare stretch, așa cum am apare mie pe ecran în momentul de față, totul este foarte bine. Dar dacă va apar barele laterale negre, atunci va trebui să lucrăm un pic în setările din placa, placa video. Și pentru asta vom închide un pic jocul. Probabil voi nu trebuie să faceți asta, dar eu îl voi face. Iar mai apoi, în cazul meu, având o placă video de la NVIDIA, voi da click dreapta și voi intra în NVIDIA Control Panel. Setările ar trebui să fie cam aceleași pentru AMD și pentru Intel, însă vedeți un pic pe internet despre această, această setare pentru placa, voastră, pentru placa voastră video. În cazul NVIDIA, vom merge la Adjust Desktop Size and Position, iar la Scaling vom modifica din nou Scaling în Full Screen. Mie mergea și în Aspect Ratio, dar ca să vă meargă sigur, sigur, Full Screen este ul care vă interesează. Perform Scaling on Display, nu în GPU, pentru că de principiu în GPU mai apar probleme, în Display nu apare niciodată problema, iar mai apoi avem Preview-ul aici dacă ne interesează și dăm Apply. Ecranul se va închide un pic și se va reporni, apoi vom primi confirmarea de Apply Changes, vom da OK și înainte să intrăm din nou în, în joc, în cazul în care nu va apare rezoluția care trebuie, puteți să mergeți frumos la Change Resolution, dăm, dăm Customize aici și apoi Create Custom Resolution. Horizontal 1920, Vertical 1080, asta este rezoluția Full HD 16P9, dar dacă vrem rezoluția 4 x 3 avem 1440 pe 1080 Refresh rate-ul 144 în cazul meu, în funcție de ce monitor aveți voi, s-ar să aveți un refresh rate diferit și dăm test. Duplicate resolution, am deja o rezoluție, îi dăm OK și apoi se va salva rezoluția în secțiunea Custom. Vedeți că eu deja o am. Bun. Apoi mergem frumos în joc înapoi. Îi dăm play. Counter Strike 2 Limited Test și îi dăm play. Iar acum va trebui în momentul în care voi intra în joc să găsiți deja jocul în rezoluție 4x3 stretched, așa cum mai apare și mie acum. Bun. Asta ați făcut, e perfect, calitatea nu este la fel de bună a imaginii în 4x3 versus uh, 16x9 pentru că se lărgesc un pic pixelii și pierdem un pic din calitate, dar aici intervine partea 3 din acest videoclip și anume cum putem să obținem o calitate mai bună a imaginii dacă jucăm 4x3. Acum trebuie să vă spun că trebuie să aveți o placă video un pic mai capabilă. Eu am un 1660 Super, este o placă cu câteva generații în urmă bine, dar mă duce destul de bine la un monitor Full HD să ducă o rezoluție un pic mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi merge din nou în meniu. La video, iar la uh, rezoluție, nu voi selecta 1440 cu 1080, adică echivalentul rezoluției Full HD în 4 3 ci voi merge și voi selecta 1920 cu 1440, adică echivalentul exact rezoluției 2K pe 16 pe 9 Chiar dacă eu nu am monitor 2K, ci doar Full HD, având rezoluția pe orizontală bună pentru acest monitor, voi, uh, voi primi mai mulți pixeli pe orizontală și la fel pe verticală. Prin urmare, este voi avea un, o calitate a imaginii superioară. Și îi dăm apply. Apply changes, este posibil să se întâmple acest lucru și să se buguiască un pic jocul, nu e nicio problemă. Pur și simplu mergem frumos, încercăm să găsim aspect ratio-ul, îl punem din nou pe 16 pe 9 și dăm Enter. Bun. Iar mai apoi, tot ce trebuie să facem este să selectăm din nou 4 pe 3. De data aceasta selectăm direct rezoluția bună, full screen refresh și dăm Apply Changes. Dacă nu vă apare cumva rezoluția aceasta, tot ce trebuie să faceți este să închideți jocul din nou, mergem din nou în Change Resolution, dăm Customize, iar mai apoi creăm o nouă rezoluție și anume 2560 cu 1440. Refresh rate 144 sau cât aveți voi. Îi dăm test, bineînțeles mie o să-mi zică că este duplicate pentru că o am deja. Dăm OK, s-a creat, iar apoi trebuie să intrăm din nou în joc, fără niciun fel de problemă. Aia e, trebuie să intrăm de câteva ori pentru că schimbarea asta de rezoluție poate bugui jocul și de asemenea poate să nu apară rezoluția din prima, dar nu se va întâmpla asta de fiecare dată, ci doar prima oră când schimbați, când schimbați rezoluția. Apoi mergem la Settings Menu, la Video, la Resolution și vedeți că avem deja 1920 cu 1440 și imaginea arată foarte bine imaginea arată mult mai clară, echivalentul unui 16 x 9080 1080p, dar este stretched. Și asta este tot. Sper că vi s-a părut ușor videoclipul, sunt anumite probleme care pot să apară, sunt anumite tehnicalități, dar foarte, foarte puține, așa că din punctul meu de vedere acest videoclip este tot ce aveți nevoie pentru a juca 4 pe 3 stretch. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine, salutare!